Tot mai mulți români optează pentru a-și schimba acoperișul clasic într-un acoperiș de tablă. Avantajele unui acoperiș de tablă sunt multiple, pornind de la prețul redus, timpul de schimbare, dar și durata de viață îndelungată face din acoperișul de tablă să fie din ce în ce mai căutat. Atenție însă la firma care o alegi pentru montarea acoperișului. Un acoperiș bun, dar cu o montare deficientă, duce la apariția unor probleme care ridică costurile în timp. O firmă de montaj acoperișuri din Turda este una dintre cele mai apreciate la nivelul întregului județ. Pascu Teodor din Cluj-Napoca a apelat la firma de construcții acoperiș din Turda și are doar laude. Înțeleg că v-ați schimbat recent acoperișul. Cât de mulțumit sunteți de serviciile oferite de prestatori? Foarte, foarte mulțumit. E grozav. N-am crezut că există așa ceva în ziua de astăzi. S-au mișcat bine băieții? Grozav. Într-o zi au rezolvat toată chestia. Sunteți mulțumit de calitatea noului acoperiș? Foarte, 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 foarte mult. Recomandați această firmă și la altă lume? Grozav, grozav. Nici o problemă. Sunt niște oameni foarte, foarte serioși care rezolvă problema fără nicio condiție. Înainte tot, acoperiș din tablă ați avut sau? Nu, țiglă. A fost țiglă veche de 100 de ani. Și ce ați optat pentru un învelitoare de tablă? Fiindcă e mult mai durabilă, mai bună față de ceea ce a fost. Recomand oricum firma care mi-a făcut mie pentru toată lumea ca să fie. O să fie mulțumit sau mai bine decât mulțumit. Construcții acoperiș Turda poate fi apelată la numărul de telefon 0768 314 264. Vremurile grele nasc bărbați adevărați. Bărbați adevărați aduc vremuri mai bune. După muncă și răsplata. Tabaco, cea mai mare gamă de băuturi exclusiviste. Meriți ceva bun. Tabaco. We always surprise you with something new. Proiect în valoare de peste 47 de milioane de lei pentru Comuna Mihai Viteazu au trecut de prima fază în cadrul Programului Național de Investiții Angel Saligny. Prin intermediul acestui program, în perioada 2021-2028, autoritățile administrației publice locale pot încheia contracte de finanțare multianuală pentru a realiza lucrări pentru alimentări cu apă, canalizare, drumuri de interes local, sisteme de distribuție a gazelor naturale. Comuna Mihai Viteazu, care după o primă fază de clarificări a rămas cu proiecte în valoare de 47 milioane de lei, este vorba despre 4 proiecte de investiții. Proiect integrat de extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare ape uzate menajere în Comuna Mihai Viteazu, modernizare străzi în Cheia, Comuna Mihai Viteazu, modernizare străzi în sat Cornești, modernizare străzi în sat Mihai Viteazu. Apreciem pe cei care se trezesc de dimineață. Apreciem pe cei muncitori. Apreciem pe cei ce construiesc. Apreciem pe cei ce vor mai mult. Apreciem pe cei cu idei. Apreciem pe cei care iubesc munca. Apreciem pe cei care își construiesc visul. Viamso, totul pentru casa ta. Distribuție Energie Electrică România anunță întreruperea alimentării cu energie electrică la Turda. Astfel, joi 10 martie, pe strada Florilor parțial, strada Zorilor, bloc F5, F6, C15, C16,
strada Hațegului, stație încărcare autobuze electrice, strada Hațegului integral, strada Vrancei integral, strada Hațegului bloc D5, în intervalul orar 9-12. Tot joi, 10 martie, în intervalul orar 12-15, pe strada Aviatorilor bloc H2, H3, strada Victoriei, bloc 25A, strada Plopilor, bloc F1, strada Victoriei, magazine, stație, pe partea cu biserica. Pentru un motor puternic. Pentru o mașină sigură. Pentru responsabilitate în trafic. Pentru a te simți în siguranță la volanul autovehicului tău. Pentru o viață mai prelungită a motorului. Când vorbim de service auto, vorbim de airbag Turda. Ne găsiți pe strada 22 decembrie, numărul 12C Turda. Ai grijă de mașina ta, iar ea va avea grijă de tine. Airbag Turda, pentru siguranța mașinii tale.